În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Suntem, cu mila lui Dumnezeu, în săptămâna a patra de post, intrăm în cea de-a cincea. Cred și mi se pare că deja o să ne întâlnim cu denii săptămâna asta ce vine, a imnului acatist și a Sfintei Marie Egipteanca cu canonul cel mare. Astăzi mai avem în viziune două lucruri. Problematica duhovnicească a scării duhovnicești în viziunea Sfântului Ioan Scăraru, care începe de la lepădarea de lume până la unirea cu Hristos. Și aici modelul cel mai simplu ni l-a dat Ioan Botezătorul, născut de părinți trupești, crescut de îngeri, locuitor în pustiu, văzător cu Duhul, vorbitor cu Dumnezeu, proroc, pătimitor, mucenic și în dieisisul dumnezeesc de-a stânga tronului Sfintei Trei. Celălalt model absolut feminin rămâne Maica Domnului, născută din părinți, crescută în templu, logodită cu Iosif, întruparea de la Duhul Sfânt, sărbătoarea de ieri și în cele din urmă, după plecarea la cer, mormântul gol și mutarea la cele cerești, în taină și fără explicații omenești. Putem răspunde cu aceeași întrebare cu care și Maica Domnului s-a adresat unui înger din cer. Spune-mi mie tu cum va fi aceasta. Și noi putem să-i cerem lui Dumnezeu: Doamne, spune-ne cum se poate aceasta. Și Dumnezeu ne-ar răspunde. Cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu, iar celor ce au credință, toate le sunt cu putință. Scara Sfântului Ioan Scăraru este o lucrare duhovnicească din experiența proprie, el trăind undeva în zona muntelui Sinai, urmărind îndeaproape viața pusnicească, ca și Sfântul Casian cel din Dobrogea, urmărind viața patericului sau ca Ioan Mosu, care a urmărit viața limonarului, alți părinți patericali, și vedem cum putem noi urca în scara valorică spirituală. Și scara valorică spirituală începe de la norma omeniei și a bunului simț. Să știți că e cel mai greu să fii om și să ai bun simț. Că restul, virtuți și draci au virtuți, să pot preface până la îngerul de lumină și spune Sfântul Apostol Pavel că îi poate înșela până și pe ceileși. Și avem pilde în pateric, când Satana a venit și a spus: pentru viața ta curată ți-am adus o stâlpare de la Dumnezeu, închină-te lui Hristos. Pusnicul, dacă avea experiență, lucrare divină, a zis: păi dai ce, eu toată viața cui m-am închinat? Adică cum să mă închin lui Hristos? Și a făcut cruce și a spus: vezi că ai greșit destinatarul. Și dracul s-a topit și a fugit. De aceea vă spun că în scara urcușului duhovnicesc, ea este o carte mai mult filocalică și monahală, dar cei care vor să-și dezvolte un anumit cult spiritual, adică să-și dezvolte o vedere duhovnicească asupra războiului nevăzut a diavolului și a lucrărilor minții și inimii, pot citi această carte a Sfântului Ioan Scăraru, care ne arată urcușul din treaptă în treaptă, dar ca să aveți în concluzie și să nu ne chinuim mult, vă spun eu răspunsul la pentru noi toți, începând de la mine și cu dumneavoastră. Noi s-ar putea să fim poate pe prima treaptă sau la prima treaptă, atât. De ce? N-am atins posturile înalte, deci până la pesmet, până la trăirea cu mană cerească, până la trăirea cu semințe uscate, până la trăirea cu Euharistie, până la trăirea cu darul lui Dumnezeu, cum trăiau Sfinții Pustiei, care nu mâncau câte 3, 4, 5, 6, 7, 8 zile și nu simțeau foamea prin puterea darului Duhului Sfânt, nu putem cam putea spune că am sporit prea mult. Și spun aceasta că vine un ucenic la Sfântul Antonie
și îi spune, vreau să mă fac călugăr. Foarte bine, așteaptă dincolo de ușă să văd ce vestire am la Dumnezeu. Și după 8 zile când iese, îl găsește tot la ușă. Și întreabă, dar n-ai plecat? Dar nu ți-am spus că vreau să mă fac călugăr? Și a zis, bine, hai să stăm la masă. Și i-a pus 15 smeți și Sfântul Antonie și-a pus 3. A mâncat Sfântul Antonie un pesmet, a mâncat și ucenicul un pesmet. A mâncat Sfântul Antonie un pesmet, a mâncat și ucenicul un pesmet. La al treilea s-a oprit și a zis, dar cei doi de ce nu-i mănânci? Păi vreau să mă fac călugăr, da, dar tu nu ești călugăr, dar vreau să mă fac călugăr. Adică ce vrea să scoată în evidență scara Sfântului Ioan Scăraru? Că nu vii la Dumnezeu să înveți a nota. În râu te anunci când deja știi să noți, dacă te neci, treaba ta. Foarte mulți trăiesc cu impresia sau foarte mulți vin și complică uneori situația și spun oh, păi nu mai este astăzi pustia și mănăstire ce era odată. N-avem camere flaușate, nici camere căptușite cu catifea, nici cadernițe de aur care să aburească tămâie, tu să stai undeva pe un șifoner și să studiezi. Jertfa înseamnă osteneală. Osteneală peste osteneală. Când te plictisești de sapă, te apuci de vacă, când te plictisești de vacă, te apuci de grădină, când te plictisești de grădină, te apuci de psaltire, când te plictisești de psaltire, te apuci de lemne, când termin cu lemnele, o iei cu iarba, când termin cu iarba, o iei cu pomul, când termin cu pomul, o iei cu grădina și faci ceea ce i-a spus Dumnezeul lui Adam la poarta Raiului. În sudoarea feții să-ți câștigi pâinea, iar pământul să-ți dea spin și pălămidă. Deci, dacă veți deschide patericul atonit, veți găsi că era acolo un oarecare Ava Calinic, care era rânduit să stoarcă ulei, la, acolo unde se făcea uleiul la, de măsline. Și scrie în viața lui, că deși învârtea toată noaptea la roata aceea și toată noaptea storcea ulei de măsline, a doua zi se scula primul de dimineață și era și primul la slujbă și toți spuneau, cum poți aceasta? Și spunea, întotdeauna le fac pe toate ca și cum Dumnezeu ar fi de față și n-aș vrea să-L mâhnesc. Iată ce simplu. Când ți-i lene să te rogi, gândește-te că e Dumnezeu de față. Când ți-i lene să te închini, gândește-te că e Dumnezeu de față. Când ți-i lene să te scoli, gândește-te că e Dumnezeu de față. Cum spui când bate cineva la ușă? Vai de mine să mă trezesc cu tine cineva la ușă, te îmbraci și ești repede să-i deschizi. Dacă unui om îi deschizi rapid când îți bate ușă, da lui Dumnezeu când îți bate ușă, de ce să îi deschizi tot repede? Și ce are de fapt în fond acest tratat duhovnicesc în adâncimea lui? Trezvia! Luarea aminte de sine, paza minții, curățirea gândurilor, curățirea inimii, curățirea patimilor, curățirea poftelor. Majoritatea tinereilor când vin la spovedit spun, părinte, știți, am mai avut așa căderi trupești. Întrebarea care eu pun este simplă. Te-ai uitat la filme imorale? Da. Se explică. Dacă unui câine îi arăți o bucată de carne, dă din coadă să gudură și schelele ca să o dai, sau dacă o arunci și nu o poate ajunge, să-ți bate în lanț ca să o ia, că miroase apoita carne. Așa e și cu omul. Dacă tu deschizi televizorul la filme imorale sau YouTube-ul sau internetul, normal că te-ai aprins și cu trupul și a început furtuna demonilor să chinuie mintea, gândurile și inima. Deci nu poți să spui că ești în război nevăzut. Acolo ești în ispitire văzută. De ce? Imaginația stârnește pofta, pofta aduce păcatul, păcatul aduce moartea. Scar la cuvântul 4. Vin unii tineri și spun, părinte, sunt tulburat în gânduri. Și o să mă întrebați de ce vorbesc de tineri și nu de bătrâni. Babele nu mai au pofte, ele doar străile de gură. La dânsile e mai ușor. Și zice, părinte, sunt tulburat de gânduri. Dar când te-ai rugat ultima dată, ce rugăciune nu știi? Păi nu, că nu obișnuiesc să mă rog. Deci dacă nu obișnuiești să-L odihnești pe Dumnezeu în mintea ta, de ce vrei liniște în cap și în minte și în suflet? Pune mâna și începe cu un Tatăl nostru, cu un Psalmul 50.
cu o rugăciune la Îngerul Păzitor, cum Psalmul 142, cum Paraclista Maica Domnului. Când poți cu o rugăciune de seară sau de dimineață, și atunci vei fi mare și în mintea ta va fi liniște. Mai întreb, zic, dar când te-ai împărtășit ultima dată? Oh, dar de anul trecut nu am împărtășit, dar am trecut cum de te-ai împărtășit? Păi m-au dus ai mei, am mers cu dânsii. Te duci singur? Când Natanael a întrebat, poate fi ceva bun în Nazaret, din Nazaret, ce a răspuns apostolul Andrei? Vino și vezi! Până n-ai gustat tu ortodoxia, tu nu poți vorbi de ortodoxie și nici ca nimeni. Până n-ai gustat tu postul, n-ai ce să spui despre post. Până n-ai gustat tu rugăciune, n-ai ce să spui despre rugăciune. Până n-ai gustat tu înfrânarea, n-ai ce să spui de înfrânare. Până n-ai gustat tu smerenie, n-ai ce să vorbești de smerenie. Noi nu facem artificii. Scriptura nu-i pentru ateu. Ce spun unii? La altă, eu am citit Scriptura, o știu din afară, aici să mori tu. Ce știi tu din Scriptură dacă habar n-ai de viața duhovnicească? Ai citit o carte, ai citit un tratat în care vorbește de Dumnezeu, punct. Scriptura e pentru omul mistic, Scriptura e pentru omul rugător, Scriptura e pentru omul evlavios, Scriptura e pentru omul credincios și în momentul când el a pătruns în taina cuvintelor Sfintelor Scripturi, mintea lui se înalță sus la Dumnezeu. Și vine iarăși un Sfânt Părinte și spune, că îi aparține lui Sfântul Efrem Siru, nu măreția cuvintelor Sfintei Scripturi te face Sfânt. Niciodată. Măreția vieții tale te face să înțelegi înălțimea Scripturilor. Adică, un tânăr s-a dus la bătrânul său și i-a spus așa, ce sfinți părinți să mai citesc ca să cresc sufletește? Vă aduceți aminte ce a răspuns bătrânul? Citește viețile sfinților din faptele tale. Cam greu. Citește viețile sfinților din faptele tale. Cu cât vei fi mai evlavios, cu cât vei fi mai teolog, adică mai rugător, cu cât vei fi mai credincios, cu cât vei fi mai râvnitor, cu atât ți se descoperă Dumnezeu mai bine și ți se descoperă și adâncul Sfintelor Scripturii. Ați văzut, astăzi avem echipe de traducători. Din greacă, din latină, din greaca veche, din secolul 1, 2, 3, 4, 5, 6, veacurile de aur. Și fiecare caută noi tâlcuiri la textele Sfintelor Scripturii sau la textele patristice. Și care-i treaba dacă te așezi tu la o masă și începi să traduci din Sfinții Părinți, bându-ți ceaiul și țigara picior peste picior? Mai faci un manuscris de cuvinte. Dar aia nu înseamnă că le-ai și pus în viață. Nu înseamnă că le-ai dat viață. Nu înseamnă că sunt vii. Dumnezeu care este Dumnezeu, când l-a creat pe om și l-a plămădit cu mâinile sale, după ce l-a frământat bine și i-a dat o areșcare formă, cea care avem noi azi, evident, s-a plecat asupra lui și a suflat suflare de viață și s-a făcut Adam cel dintâi om cu suflet viu. Până ceea ce facem noi nu prinde viață, totul e zero. Deci dacă comportamentul tău nu are viață spirituală, e zero. Dacă trăirea ta nu are viață spirituală, e zero. Dacă rugăciunea ta nu are esență spirituală, e zero. Dacă faptele tale nu au comportament spiritual, sunt zero. Dacă faptele tale nu au nimic comun cu Dumnezeu, sunt zero. Dacă nu sunt îmbrăcate în credință, în dragoste, în smerenie, sunt zero. Și păgânii fac bine din ale firii, neavând lege, spune epistola lui Pavel. Deci ce vine să-mi spună Sfânta Scriptură? Vine să-mi spună că avem un Dumnezeu al dreptății
al ordinii, nu al neorânduielii, al adevărului, plin de viață, plin de milă, plin de bunătate, dar exigent de drept. Nimic necurat nu încape în împărăția lui Dumnezeu. Spune acolo Hristos, nu vă amăgiți, fraților, că păcatele cu mintea sau cu gândul ar fi ușoare. Că dacă poftești, prea curvești, dacă urăști, ucizi. Iată ce zic. V-am dat exemplu și am început așa, pentru a înțelege cum trebuie citită scara Sfântului Ioan Scăraru. Deci este o carte care despică firul 16 și ne arată cât de goi de Duhul Sfânt suntem. Pum. Eu nici nu deschid Filocalea 9, mi-e rușine de coperta ei. Când văd că scrie Filocalea 9, iau Ceaslovul sau Psaltirea. De ce? Pentru că este un tratat de medicină internă, sufletească, de atâta învergură, că nici neurochirurgia și nici cardiologia nu le egalează. Dacă pătrunzi în esența lui spirituală, să vezi ce măreție are omul de la Dumnezeu și ce javră ieftină maidaneză este omul după faptele lui. Un zero barat, ăsta-i cuvântul. Deci, ni s-a dat să fim Dumnezei și suntem slugi ale demonului, ni s-a dat să fim desăvârșiți și suntem niște potlogari și ni s-a dat să fim sfinți și noi, de fapt, suntem niște ticăloși. De aceea și spune, nu vă cunosc pe voi, plecați de la mine, blestemaților. Deci, vă recomand să citiți această carte, dar vă recomand să o citiți cu foarte multă acrivie și nu mai mult de o pagină pe zi, dar nu că ai citit-o și ai pus zăloagă, gata, mi-a zis Părinte, citesc o pagină și am terminat. O citești și azi, o citești și mâine, o citești și poi mâine, o citești și răspoi mâine. Și când începe să te mustre conștiința de ce ai citit pe pagina aceea, de-abia atunci treci la pagina următoare. Atunci înseamnă că trăiești ortodoxia. Și intrăm în tema de azi, că îl lăsăm pe Ioan Scăraru să supără pe noi dacă mai vorbim din ale lui, nefăcându-le. A venit la Iisus un om zicându-i, învățător, le-am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut. Iată, ne strecurăm din nou, chiar Evanghelia ne trimite în lumea duhurilor, lupta cu întunericul, un demon parșiv care a pus stăpânire pe fiul unui om și aici aș spune că se potrivește foarte bine, păcatele părinților pot cădea pe copii, fiindcă tatăl își demonstrează discret necredința. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Așa țin eu minte că era Evanghelia, sper să nu fi greșit. Cred, Doamne, ajută necredinței mele, da. Deci vorbim de un tată care nu și-a educat copilul cum trebuie și punând păcatul stăpânire pe el, asta înseamnă duhul mut. Și aici vă aduc din nou în antiteza omului exterior. Aruncați-vă o privire când mergeți acasă în oglindă. Vă place cum stă frizura, cum stau sprâncenele, cum stau genele, cum stau hainele, cum stă lucul, cum stau cerceii, cum stă colierul, cum stă cruciulița, cum stă haina, cum stă pardesiul. Acesta e omul din afară. Omul văzut. Dar să ne întoarcem la omul cel nevăzut, mușcat de toate slăbiciunile firii. Lenea, trândăvia și nepăsarea care despart pe om de Dumnezeu, apoi cele 7 păcate de moarte, apoi păcatele strigătoare la cer, apoi păcatele capitale și mereu te întâlnești cu aceeași vorbă simpatică de altfel. Când omul vine și spune, Părinte, am venit să mă spovedesc. Și eu încep să-i întreb, așa din fugă, nu stau mult la discuție. Ortodox, botezat, cununat, credincios, evlavios, te spovedești, te împărtășești, mergi la biserică, te rogi, te închini. Nu prea, Părinte. De ce nu prea, Părinte?
Lenea, trândăvia și nepăsarea sufletească, moartea uriașii sufletului. Și ca să scutească omul cele spuse, zice, să știți că am ținut și eu 3 zile de post, m-aș împărtăși un Dumnezeu doar de 3 zile, așa mai pe scurtă durată, e ca și expresia aceea, părinte, stăm necununați, citiți-ne măcar ceva pe inele, să nu stăm în păcat, eu v-aș citi vouă ce v-ați dovină mintea la cap, pe inele, că inele nu curvesc. Și nu prea avem păcate, părinte, toată lumea. Întrebarea mea e, ce face toată lumea? De știți dumneavoastră că aveți păcate ca lumea. Trebuie, în primul rând, să știi dacă te rogi, te închini, mergi la biserică, te spovedești, te împărtășești, nu porți ură, nu dușmănești, nu drăcui, nu blestem, nu bei, nu înjuri, nu furi, nu dai în cap, nu urăști, nu porți ură, nu porți vrajbă, nu porți pismă, nu porți răutăți, nu porți orgolii, zavistii, ambiții și tot felul de mediocrități din astea care ne stăpânesc din nebăgare de seamă. Și dacă omul nu are aceste lucruri asupra lui, vă asigur că deja îl poți împărtăși. De ce? Niciodată un necredincios nu postește, nu se roagă, nu se închină, nu merge la biserică, nu se spovedește și nu se împărtășește. Noi o numim aceasta spovedanie generală. Spovedania generală cercetează omul dacă este în limita decalogului. Sau în limita fericirilor, eventual. Sau în limita moralei. Sau în limita faptelor milei sufletești. Sau în limita celor 7 păcate de moarte. Și abia după aceea, dacă omul spune asta nu fac, 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 încep să treci în etapa a doua. Simplu. Când te-ai însurat, ce vârstă ai, câți copii ai, dacă nu ești divorțat, dacă nu-ți înșeli soția, dacă ai botezat copii, dacă ai cununat, dacă ai născut prunci, dacă i-ai educat, dacă ești un om care face bine. Și deja descoperi un al doilea om, despre care nu știai mai nimic, și rămâi mirat când îl găsești. Că este și acolo bine sau rău. Și dacă ai descoperit esența păcatului, atunci te afunzi în adâncimea păcatului. Cum, de ce, când, de când și până când. Sau cu cine? Și o să întrebați, păi cum cu cine? Păi cu cine? E una să curvești cu o damă plătită cu 50 lei la sperjur la casa de randevu și alta să curvești cu fică ta, cu sorul ta, cu mătușa ta, cu nașa ta. Deci există și acolo niște criterii, ale să numesc păcate strigătoare la cer. Sunt rare, dar există. Și atunci intri în esența și adâncimea păcatului care ne arată că Duhul era mut. Nu spune că strică imaginea, nu spune că este rușine, nu spune că vrea să nu se știe, nu spune că nu vrea să schimbe lumea părerea despre el sau despre ea, nu spune că nu dă bine la imagine. Sau expresia neosectară, ca să-i spun așa, n-am nevoie să mă spovedesc la om, eu mă spovedesc direct lui Dumnezeu. Hei, să mor tu! Vine Dumnezeu și îți face dezlegarea. Nu e. Mergând învățați toate neamurile, câte v-am spus eu vouă, botezați-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și mai departe, spune Iisus, tot ce veți lega pe pământ va fi dezlegat și în cer, și ce veți dezlega pe pământ și în cer va fi dezlegat, și ce veți lega pe pământ și în cer va fi legat. Punct. Deci asta e taina spovedaniei. De aceea trebuie să plecați tot timpul de la casa lui Dumnezeu, dezlegați. Ți-i rușine să vorbești scrii pe o hârtie, ți-i rușine să vorbești, spui să iasă demonul să nu spui bărească acolo, că e mut și surd. De ce am amintit lucrul ăsta? Pentru că în urma acestor păcate omul primește un anumit canon. Canonul este foarte interesant, să-l descoperim din Evanghelia de azi.
oriunde la pucă, îl trântește la pământ. Lipsa de creștere duhovnicească. Deci, cum vă spuneam adineaur la Ioan Scăraru, nici măcar pe treapta întâi. Mergem în plan orizontal. Viața e mâncare, băutură, distracție, plăcere, băutură și dezmăți. Asta înseamnă că îl trântește la pământ. Face spume la gură. Și obiectivul, și certărețul, și dușmănosul, și răutăciosul. Latră până face spume. Poate vomită de băutură, poate face spume de furie, de mânie. Scrâșnește din dinți, iată, și spune că mai și înțepenește. De câte ori suntem noi țepeni în răutățile noastre și nu, cum spunem când mergem la duhovnic? Nu mă pot lăsa de băut, nu mă pot lăsa de fumat, nu mă pot lăsa de desfânare, nu mă pot lăsa de răutate, nu pot ierta, nu pot face bine, nu mă pot ruga, nu pot merge la biserică. Deci ai înțepenit în păcat și acolo ai rămas. Așa te simți tu bine. Spune ca porcul la mocirlă, Scriptura. De aceea ne și ceartă. Nu mai dați mărgăritare la porci și la câini ca să nu se întoarcă să vă rupă. Ce vrea să spună cu acest text Sfânta Scriptură? Că noi preoții, de dragul credincioșilor, de a nu-i pierde de la biserică, adeseori le tolerăm toate slăbiciunile și zicem, lasă și ce dacă fumează, împărtășește-l. Ei, lasă și ce dacă înjură, împărtășește-l. Ei, și ce dacă fură, împărtășește-l. Ei, și ce dacă mai greșește, împărtășește-l. Că doar există dezlegare. Există dezlegare cu următoarea condiție. Iertate îți sunt păcatele, fiule, să nu mai greșești. N-am spus eu, Hristos. Sau, mai spune Hristos, o să vedeți imediat după Paști, la slăbănogul de la Vitez, da? Fiule, te-ai făcut sănătos, dar ai grijă să nu-ți fie ție și mai rău. Interesant, nu? Adică, spune Apostolul Pavel în epistole, pentru proasta economisire a tainelor lui Dumnezeu, la vremea de apoi vor fi multe boli și moarte la norod. Hai să ne uităm câți mor în accident doar pentru că mână cu viteză. Câți mor de băutură doar că beau fără măsură. Câți mor de desunare doar că iau 6 Viagra odată. Câți mor, dar nu râdeți. Câți mor de lăcomia pântecelui, de diabet și de boli cardiovasculare, că deși îi spune doctorul să nu mai facă una sau alta, să nu mănânce una sau alta, da, ce să fac, cât am să am de trăit, atât am trăiesc. Și moare. Asta este proasta economisire a tainelor Dumnezeu. Și o să întrebați pe unii taina. Taina pocăinței te îndeamnă la post și rugăciune. Cel ce se înfrânează nu se îmbolnăvește. Postul este Maica Sănătății. Ioan Gură de Aur. Iată ce spune acest om. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-i facă nimic. Oare de ce ucenicii n-au putut să-i facă nimic? Au și ei câteva cazuistici. Ori cred că preoția e o meserie ca mecanica, ori cred că preoția e o meserie numai ca să câștigi un ban fără să tragi cu hârlețul sau cu târnăcopul, ori cred că preoția e doar o coreografie, ori cred că Scriptura e doar o poveste pe care o repetăm să ne aflăm în treabă. Nu. Cuvintele Domnului, mai dulci ca mirea și fagru, mai scumpe decât mii de comori de aur și de argint, cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se împlinesc toate. Și spune Iisus Hristos, de nu ați fi știut, păcat nu ați avea, iar pentru că ați știut, acum nu aveți răspuns la păcatele voastre. Deci vedeți cât de aspră este chestiunea? Nu e chiar atât de simplă. Iar ucenicii n-au putut să facă nimic, pentru că ucenicii n-au pus accent pe ceea ce cere toată filocalia și toată patristica și mistica. Postul și rugăciunea. Ascultați, acest soi de draci nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Păi mei frate, dacă Dumnezeu ți-a dat acest verdict și acest diagnostic și această explicație, de ce mai încerci să-i spui preotului vrăjeli ieftine?
Părinte, fac servici și nu pot posti. Părinte, am copii mici și nu pot posti. Părinte, am soț rău și nu pot posti. Părinte, sunt obosită și nu pot posti. Că nu poți și nu vrei, cu totul altceva. E treaba ta. E strict problemă de liber arbitru. Dar, într-adevăr, dacă vrei să scoți un drac care îți bântuie casa, soțul, copiii, soția, familia, numai așa îl scoți, cu rugăciune și cu post. Asta s-o aveți ca idee de diagnostic sufletesc dat de însuși Dumnezeu. Asta vreau să aveți în minte. Și ne coborâm mai departe pe Evanghelie și mai găsim câte o idee frumoasă. Iisus se adresează foarte aspru când este atins cumva la modul jignitor. Ucenicii tăi n-au putut să-i facă nimic. Adică Iisus își iubește pe slujitorii săi, dar cu o singură condiție. Să fie ultra-drepți, ultra-sfinți și ultra-corecți. Altfel nu te joci cu ei. Și se adresează tot norodului care era de față, nu tatălui copilului. O, neam necredincios și desfrânat. Până când voi fi cu voi? Iată ce întrebare interesantă. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Iată două întrebări strict bazate pe trezvie. Puneți-vă și dumneavoastră acasă singuri, așa, când sunteți în liniștea patului, a serii, a camerei unde vă odihniți sau când vă așezați un pic pentru oboseală. Doamne, oare până când vei fi cu noi? Oare cât ne vei răbda? Și atunci s-ar putea ca să vină din străfundul inimii un răspuns extraordinar de sensibil. Mă voi scula și voi zice tatălui meu, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu-s vrednic să mă chem fiul tău. Nu mă rântre, mă argați, dar nu mă lăsa să pierd de foame. Dă-mi și mie să mănânc o bucată de pâine. Măcar așa să gândiți. Și e o rugăciune. Primul lucru care poruncește Iisus Hristos, și aici să fim foarte, foarte atenți, este acesta. Aduceți-l la mine! Acum avem aici două controverse. Tot în epistole scrie, cel ce va crede și va mărturisi, și se va boteza, se va mântui. Pe asta o folosesc neocreștinii când vin să spună că trebuie să-ți faci botezul matur, că altfel nu poți fura dacă nu ești botezat la 30 de ani și nu poți fi niclean și parșiv, cum sunt 80% din toți creștinii planetei. Actul de credință este deopotrivă obiectiv și subiectiv. Botezul este deopotrivă obiectiv și subiectiv. Viața noastră este deopotrivă obiectivă și subiectivă. Mântuirea noastră este deopotrivă obiectivă și subiectivă. Ce cere Dumnezeu și ce facem noi? Ce implică botezul și ce facem noi? Ce implică pocăința și ce facem noi? Ce implică rugăciunea și ce facem noi? Ce implică viața creștină și ce facem noi? Ce implică mărturisirea sau propovăduirea și ce facem noi? Ce implică contactul și legătura cu Dumnezeu prin har și ce primim sau ce facem noi? Grea tema e foarte grea, să știți. Nu se glumește cu această duminică. Filocalea asta lui Ioan Scăraru te rupe în 16, v-am mai spus. Trebuie să înțelegem că nu o să știm lucrurile astea dacă nu venim la Iisus. De aceea îi spune tatălui, tu adu-ți copilul la mine, lăsați copiii să vină la mine, ca lor e împărăția Dumnezeu. Și spune Petru în epistolă, acest legământ al botezului este pentru voi, pentru neamul vostru, casa voastră, fiii voștri și urmașii voștri. Și părinții voștri, nu scrie urmași. Deci, un copil crescut sănătos începe viața spirituală din burtica lui mama. Mama este spovedită și împărtășită în timpul sarcinii.
Știți lucrul ăsta, nu-i nimic nou. Doi, mama face cruce pe sticla cu lapte, pe sânul care îl alăptează, pe leagănul care doarme, pe patul unde se odihnește, pe vernița cu care îl acoperă, pe perna pe care îl pune. Și mi-a plăcut odată, mi s-a părut extraordinar de frumoasă expresia credinței neamului românesc. Venise o mamă cu un dulău mare, frumos, la 2 metri, și l-a pus în genunchi la mine și a spus, părinte, trebuie să-i faci o dezlegare, ca călcat într-o urmărează. Dar pe unul îi trimăs de găsit el urma cearea. Ei, mai bate clubul, discoteca, se mai droghează, mai bea, mai curvărește. Mama îl spovedea. Și el spunea, tași, mamă, cum mă faci de râs. Și mama îmi spune, părinte, dar eu nu-l las. În fiecare seară mă pun lângă el și îl închin când doarme și îi spun, Tatăl nostru, îi spun îngerașul, îi spun crezul, că nu vreau să fie păcătos înaintea lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut enorm chestia aceea. Cred că și Dumnezeu nu i-a făcut niciun rău lui dulău ăla, tocmai pentru o dragoste de mamă atât de exagerată și de curată, să te pui lângă dârlanul de 30 de ani noaptea tu, să-l închini și să-i spui rugăciuni când el doarme. Un gest excepțional din partea unei mame. Numai că o mamă adevărată îl pune pe derbedeu în genunchi de când are 3, 4, 5, 6 ani și îl învață aceste micuțe și frumoase rugăciuni ca el să le deprindă singur și să se obișnuiască cu ele. Că atunci copilul acela, dacă i-a dus la Hristos, are o șansă. Și șansa nu se pierde. Spune, vă aduceți aminte expresia lui ăsta Mediolanului, Ambrozie. Monica plângea pentru zăpăcitul de fericit Augustin, care luase pe cărări greșite. Și a spus, femeie, mama care plânge, copilul nu-i uita de Dumnezeu. Și a ajuns sfânt în calendar. Dar în prima tinerețe, până la 30 ceva de ani, o luase pe arături. Și acum îi începe întrebările, chestionarea, spovedania de care v-am vorbit eu adineauri. Câtă vreme este de când pătimește el aceasta? Nu știa Hristos ce pătimește copilul ăla? Nu știa Hristos ce suferințe are? Ba da, dar trebuiau spuse cu glas tare, trebuia dezlegată muțenia, păcatul ascuns și ținut fals în interior, în noi. Din pruncie! Deci vezi? Cum e proverbul popular? Boala din născare leac nu are. De ce? Te-ai născut dintr-un bețivan, ai șansa să ajungi bețivan. De ce? Îți trebuie foarte mare tărie de caracter să nu calci pe urma pădurețului și să faci mere bune. Dacă te altoiește cineva cum trebuie, poți să devii un pom cu fructe bune, dacă nu ai șansa să te strici. Dacă te naști dintr-o mamă desfrânată și irresponsabilă, poți să ai șansa să devii desfrânat sau desfrânată, pentru că n-ai punctul de educație. Dar dacă te altoiește cineva bine, atunci ai o șansă de câștig. Era o istorioară foarte interesantă despre pronia divină, legată foarte bine de temă. Mai avem timp, mai târziu. Și spunea așa, că două fetițe ajung la un orfelinat. Știți că de acolo oamenii se duc și iau copii, să-i infieze. A venit o prostituată cu bani mulți și a luat o fetiță. Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, a văzut și a început să plângă. Dumnezeu a spus, nu plânge Andrei. A venit și o femeie evlavioasă, o călugăriță, și a luat cealaltă fetiță, a înfiat-o, și Andrei a început să bucure și a spus, uite, aici ar trebui să plânge Andrei, nu la femeia desfrânată. De ce spui așa, Doamne? Judecățile mele nu sunt ca judecățile voastre și gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre. De ce am rânduit ca cei doi copii să intre unul pe mâna unei desfrânate și unul pe mâna unei călugărițe? Cel pe care l-a luat desfrânata este dintr-o mamă foarte evlavioasă și copilul aceea nu va avea niciodată înclinări păcătoase. Ea o va corecta pe mamă sau o va aduce la credință. Și de-aia am rânduit ca prostituata să ia acel copil și să-l înfieze. Iar cea care a luat-o călugărița este dintr-o mamă desfrânată, dar fiind educată de o mamă evlavioasă, ea va pierde toate apucăturile genetice moștenite de la mamă sa care a fost o stricată și n-a născut-o sub har, sub rugăciune.
Vedeți că una vedem noi și alta știe Dumnezeu? Așa că concentrați-vă nu pe ce vedem, pe ceea ce trăim. Ce mai spune Tatăl? De multe ori l-a aruncat în foc și în apă ca să-l piardă. Focul sunt patimile iuți, apa sunt patimile moi. Ca să nu întindem discuția, Teofilact al Bulgariei. Și aici apare acel, să spunem, prag între om și Dumnezeu. Dacă poți face tu ceva, ajută-ne! Fie-ți milă de noi! Cum spune omul? Peste tot am fost, dar părinte, am venit să încerc și la biserică. Dar de ce n-ai venit întâi la biserică să vezi că n-ai putut face nimic și pe urmă să te duci în altă parte? Eu mi-am atras oprobiu public pentru o chestiune de genul ăsta, că mi-a venit odată o bătrână de asta de-a mea care vine pe la biserică de aici, din Bularga, foarte tristă și amărâtă și mi-a zis, vai, părinte, sunt așa de supărată, am fost la vrăjitoare și am dat 10 milioane, mi-a spus numai prostii și îmi și merge rău de atunci. Îmi faci un pomelnic și mi-a întins 5 lei, zic, mă, iei de prost? Adică aia ți-a băgat prostii în cap și te-a umplut de minciuni, ai dat 10 milioane și la biserică, la Dumnezeu, îi dai 5 lei, că e fraierul care îi spus, trimite harul ca la tonomat când iei cafeaua, nu? Doamne, te-ai 5 lei, ia, bag un pahar de har. I-am dat o căruță de rugăciuni. Mi-a spus, citești, postești, faci psaltirea, faci canonul de pocăință, faci îngerul păzitor și după aceea mai stăm de vorbă. Să nu credeți că s-a mai sinchisit să vină. Nu pentru cei 5 lei ca să îmbogățească popor, ci pentru nesimțirea care zace în noi și dacă îi trage omului peste nas, că de fapt știi ce ar trebui să faci, când a venit și ți-a spus că s-a uitat în cafea, trebuie să-i dai 7 ani oprire din părtășanie. Când s-a dus să caute în bombi, îi dai 7 ani. Când s-a dus la vrăjitoare, îi dai 7 ani. Când s-a dus la ghicit, îi dai 7 ani. Ca să stea neîmpărtășită, să vadă că e o săcătură. Nu s-o ierți și s-o dezlegi, citind o psaltire. Dar pentru că neamul acesta e curvar și desfrânat, cum spune Mântuitorul, trebuie să ai răbdare cu el. Că desfrânarea nu înseamnă numai să curvărești. Toate neputințele și prostiile și deranjurile noastre care alunecăm noi, derapajele, toate sunt desfrânare. Dacă ai mâncat prea mult, tot din desfrânare. Dacă ai băut prea mult, tot din neînfrânare. Dacă ai batjocurit prea mult, tot din neînfrânare. Dacă ai bătut prea mult aiurea din gură la hadarac, tot din neînfrânare. Tot desfrânare se cheamă. Nu trebuie să fii desfrânat ca să fii curvar. Curvărie e curvărie. Și atunci și Iisus a luat-o. Ei, dacă tu mă iei pe mine așa ca pe un negustor de cele ieftine, dacă poți tu face ceva, Iisus i-a servit-o cu aceeași monedă. Dacă poți și tu crede că eu pot face ceva, încearcă. Celui ce crede, toate sunt cu putință. Ce a spus Iisus în mod direct? Cât ești tu, tupeist și necredincios, și mai îmi și insulți ucenicii, da, cu ce să te ajut. Demonstrează-mi că ai un gram de credință. Și după aia stăm de vorbă. Omul s-a simțit luat peste picior, că nu era așa de prost. Sunt sigur că și pe mulți care iau eu peste picior, ei se simt când greșesc, dar să facă nu pricep. Dar eu le-o spun ca să știe că am fost atent. Da, Doamne! Cred, ajută-ne credinței mele. Am venit la tine ca un bolovan să te ispitesc, să te încerc, să te verific, să te cercetez, să te analizez, dar îmi dau seama că ești Dumnezeu, că știi prea multe și mi le spui prea din suflet, adică prea mă rănești în slăbiciunile mele. Și acum Iisus lasă la o parte slăbiciunea omenească, greșelile, căderile, alunecările, spurcăciunile, toate nenorocirile și spune așa. Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din omul acesta, fiți atenți, asta vreau să aveți în minte, că asta e esența Evangheliei. Îți poruncesc să ieși din omul acesta și să nu mai intri în el. Asta e puterea lui Dumnezeu.
că l-a scos pe Duh afară, nu e o problemă, el poate să întoarcă de seară iar. Dar l-a legat. L-a legat. Tu acolo să nu mai intri niciodată. Deci tu nu mai ai putere asupra acestui om. Deci ce i-a făcut acestui copil? I-a dezlegat toate blestemele de pe neamul părintesc, i-a dezlegat toate căderile până în clipa aceea, i-a iertat toate păcatele tatălui, i-a curățit tot neamul de blestem și nenorocire și tot ce avea tinicheaua legată de sămânța neamului lui și l-a lăsat perfect curat. Adică, omule, ești un om întreg și trupește și sufletește. Asta e marea taină. Asta ne face Dumnezeu. Cu puterea ce mi-este dată, te iert și te dezleg, eu nevrednic, preot și duhovnic, de toate păcatele tale care le-ai greșit cu voie sau fără de voie, cu lucru sau cu cuvântul, cu știință și cu neștiință, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Asta e marea taină. Ceea ce nu poate face nimeni altcineva decât slujitorul lui Dumnezeu, apostolul, episcopul, preotul. Deci asta să aveți în minte. Aici e chintesența. Nu că a fost dracul izgonit, că nu i s-a mai permis să intre în om, înapoi. Și noi avem această pecetuire încă din clipa Sfântului Botez. Sufle asupra apei în care botez copilul de 3 ori și spui așa, să se depărteze toată lucrarea cea potrivnică și să nu se cuibărească vreun duh viclean și să însemn cu semnul crucii și să se zdrobească sub semnul crucii tale toate puterile potrivnice și în timp ce citești rugăciunea spui să nu se coboare în apa aceasta vreun duh viclean care să întunece gândurile și mintea celui care se botează sau să aducă tulburare sufletului și apoi bagi copilul la apă. După ce ai legat pe diavolul să nu mai intre în ea niciodată. Deci vedeți ce putere are Dumnezeu? Ia ascultați și partea nevăzută a lucrurilor. Și-a răcnit Duhul cu atâta putere și l-a zguduit, ieșind, încât copilul a rămas ca mort și toți care erau de față ziceau că a murit. Un tablou destul de sinistru. Aici vă las să-l comentați voi. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat în picioare. Cum spune Iisus Hristos? Dacă ați fi din lume, lumea va iubi. Dar pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Ce înseamnă să rămâi mort? Să spună lumea, de asta s-a pocăit, a luat-o cu biserica, n-a citit, că ăsta e un om slab la minte, a luat-o aiurea, lasă-l în pace. Te ferește, te evită, nu mai faci parte din distracții, din tot felul de harababuri, din tot felul de zgomote, din tot felul de adunări, din tot felul de grupări, din tot felul de, mă rog, așa zise găști. Deci devii un om separat, ca și mort, dar Iisus te ridică în picioare și te arată lumii. Ca oamenii, văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Asta trebuie să fie viața creștinului. Și acum e o discuție între Apostol și Iisus, am spus finalul, chiar dacă vă plictisiți o să auziți pe net. Doamne, oare noi de ce nu l-am putut izgoni? Și Iisus nu le-a spus că sunt neputincioși, că n-au încă experiența asupra Duhurilor. Le-a spus altceva. Acest soi de dragi iese numai cu rugăciune și cu post. Încă suntem în post. Vă rog până la înviere să-i scoateți pe toți afară, să luați Sfânta Împărtășanie, să aplicați taina spovedaniei, taina rugăciunii, taina postului, ca de înviere să strălucim toți cu făclii aprinse înaintea lui Hristos. Ne spune mai departe că Fiul omului străbătea Galileea și nu vrea să știe cineva, căci învăța pe ucenici și le spunea de acum că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, îl vor omorî, iar după ce îl vor omorî, a treia zi va învia. Ei nu înțelegeau cuvântul, dar se temeau să-l întrebe. N-au auzit niciodată de un om care să moară și apoi să învie,
dar vor vedea cele trei mari învieri, a fiicei lui Iair, a fiului văduvei din Ain și a lui Lazar, ca să le spună Dumnezeu, eu sunt Domnul vieții și al morții, cel ce crede în mine, viu va fi. Credeți în Domnul Iisus Hristos și Duhul cel mut și surd nu va fi niciodată în sufletul dumneavoastră. Amin și poți binecuvântat.